Veste mult așteptată de toți gorjenii. Bazinele cu apă benefică sănătății de la Săcelu vor fi deschise din weekendul care urmează. Complexul balnear se află în administrarea Complexului Energetic Oltenia. În perioada următoare se va redeschide și baza de tratament interioară. În anul 2019 vor avea loc mai multe investiții în reabilitarea bazei. Există un program de investiții și pentru anul 2019, în proiecția bugetară anului 2019, s-au în vedere investiții atât la baza hotelieră, cât și la baza de tratament din interior. Intrarea este liberă pentru angajații CEO, iar restul populației trebuie să achite un bilet de intrare de 13 lei. Anumite categorii au reduceri, astfel că elevii și studenții vor plăti 8 lei, iar pensionarii 9 lei. Vor putea să facă acest lucru. Salariații Complexului Energetic Oltenia, conform contractului colectiv de muncă, au accesul gratuit la bazinele din stațiune. Pentru restul cetățenilor există un tarif de weekend și un tarif de luni până vineri. 10 lei pentru perioada de luni până vineri în cursul săptămânii și tariful de weekend pentru zilele de sâmbătă și duminică este de 13 lei. În stațiunea Săcelu pot fi tratate afecțiuni ale aparatului locomotor, afecțiuni neurologice periferice, afecțiuni ale sistemului nervos central, afecțiuni ale aparatului respirator, afecțiuni orele, afecțiuni digestive, hepatobiliare și renale.